Hello. Începe un nou duel pentru provizii la Survivor România! Prima echipă de la faimoși Mihai și Raul, de la războinici Andrei și Cristian. 3, 2, 1... Mihai și Andrei colectează cuburile, tot ei dărâmă la final totemurile. Echipa războinicilor este una deja sudată. Au și plecat. Au un mic avantaj deja. Raul este pentru prima oară în competiție și vine însă cu forțe proaspete. Să vedem cine completează puzzle-ul mai repede. Mihai versus Andrei în această probă 1 la 1. A luat cubul Andrei primul. Foarte bine! O nouă oprire. Bine, Ciobian! Concurenții din spatele plăcii doar ajută. Nu au voie să se implice. Aici e important echilibrul și colaborarea. Iată, colaborarea este foarte, foarte importantă aici. Să vedem dacă faimoșii recuperează. Hai, respirați, Au pornit, au ajuns la ultimul obstacol. Acum războinicii. Se apropie și faimoșii. Acum trebuie să pună cuburile în ordine. De la 1 la 5 și de la 6 la 10. Hai, cele două totemuri deasupra turnurilor și într-un final să le dărâme, dar fără să doboare și vreun cub. Patru spate! Sunt 1 la 1. Primul turn este gata pentru războinici. Adoptă altă strategie, Mihai. Până la urmă, nu contează ce turn e terminat primul, ci când se termină ambele turnuri. Are un avans totuși, Andrei a pus și cele două totemuri, aruncă. Aruncă, ratează Andrei de două ori. Totul pleacă din inghinal, da? Totul pleacă din inghinal. Inghinal, da! Ți-a fost mai ușor să arunci așa? Adică da, mai ușor? Ai văzut, am dat din prima. Am pierdut că am aruncat da, așa și am ratat. Te-ai uitat la un moment dat la mine și ți-am zis de jos. Graziella împotriva Adrianei. Le ajută Elena și Carmen Emanuela. 3, 2, 1... Au pornit spectaculos faimoșii în duelul de astăzi. Să vedem dacă vor continua așa. Cu siguranță războinicii vor însă o nouă victorie. Este un traseu în care contează mai puțin viteza și cât de bine te înțelegi cu partenerul de luptă. Acum au ajuns în același timp aproape la puzzle. E important aici să-l completeze bine și destul de repede. Nu au voie să greșească. A terminat Adriana. A terminat Adriana. A smuls cubul. Au plecat războinicele pe traseu. Au plecat și faimoasele. O nouă oprire. Un nou cub de adăugat. Doar două pot sta pe targă. Celelalte în echilibru
Și aici e important cum le așezi. Pe măsură ce se strâng mai multe, iată a picat un cub la războinice. Trebuie să le așeze din nou pe toate. Două cuburi doar au voie să stea pe targă. Au luat avans faimoasele. Recuperează însă războinicele. Este clar, fiecare dintre echipe vrea neapărat să câștige acum. O nouă oprire. Grațiela ia cubul roșu. Adriana cubul albastru. Așează cu grijă, cade din nou. Cad din nou cuburile războinicelor. Sunt umăr la umăr. Cum vă spuneam, nu viteza este importantă, ci concentrarea, comunicarea cu al tău coleg. În proba finală, fetele trebuie să construiască două turnuri, să pună deasupra lor două totemuri, iar la final să le dărâme doar totemurile, aruncând sacii de nisip. Cele două concurente caută numerele corecte. Cuburile trebuie așezate în ordine. Grațiela a așezat primul turn. Colegii de pe margine le dau indicații fetelor cum să găsească mai ușor cuburile. Unul dintre turnurile Grațiele mi se pare destul de instabil, să vedem dacă va rezista aruncărilor. Bravo! Așa, Grațiele! Bravo, bravo! A terminat Adriana, aruncă prima Adriana. Hai să vedem acum. Reușește din prima Adriana. A doua! Adriana judecă victoria! Își judecă victoria, egalitate la 1! Bravo, mă, bravo, bine, bravo, bine, bine Adriana, bravo. Foarte bine. Bă, o căzut de câteva ori, uite-l. Bă, dozați-vă bine aerul, respirați, exact. Pentru că e obositul în care cu scările și dufuie. Vedeți, și eu la fel eram. Băi, ați bine, după aia... E bine. Bine, hai. Hai, toată lumea, hai. Războinici! Hau! 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 Da, ia, da, se prinde mai repede, nu? Le-a pus mai repede. Da, le-a pus un pic mai repede. Da, pentru că le-a pus. Dar nu e nimic, nu e nimic. Da, 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 haide, haide. Da, nu cedăm, nu cedăm, haide. Al treilea duel. Remus împotriva lui Ghiță. Îi ajută Bogdan și Emanuel. 3, 2, 1. Ghiță s-a băgat deja în luptă. Vrea să demonstreze că este un concurent puternic. Faimoșii au crezut că pot câștiga astăzi după că ați judecat primul punct. Evident, războinicii nu se lasă. Nici o victorie aici nu poate pleca. Nici o victorie nu poate fi ușoară. Faimoșii au aici o mică problemă. Aveau trei cuburi puse pe targă. Remus începe puzzle-ul. Remus aproape a terminat puzzle-ul. Hai, Remus! A smuls cubul și pleacă. Și faimoșii acum au trecut și au ajuns la a doua stație. Bogdan îi dă indicații lui Ghiță, îl învață regulile traseului. E primul lui duel aici. Au căzut cuburile faimoșilor. S-au oprit. Să le reașeze. Au luat avans războinicii. Remus a luat ultimul cub. Din nou trebuie potrivite ca să aibă un echilibru.
Au plecat războinicii și au ajuns la ultima etapă. Au ajuns acum și faimoșii. Dar mai trebuie doar să așeze cuburile. Ghița e mare viteză. Aruncă toate cuburile. Are o strategie diferită și începe să construiască. De pe margine, fiecare echipă dă indicații colegilor. Primul punct gata pentru faimoși, acum și pentru războinici. Totul este la secundă. Mai are Ghiță un cub, îl termină. Trebuie să pună totemurile și apoi să le dărâme. Reușește și Remus. Aruncă Ghiță. Primul. Bine, din prima. Și al doilea, da, reușește Ghiță. Prima lui confruntare, prima lui victorie. 2-1 pentru faimoși. Haideți, fetelor, hai Lola, hai Ema! Hai Ema, hai Lola, hai! Să vorbiți, da? Hai, haide, haide, hai fetele! Hai Lumpii, hai Oțelul! Un nou duel al fetelor! Ruby și Asiana împotriva Carmen, Emanuelei și a Lolei! Hai războinicele! 3, 2, 1! Au plecat fetele! S-a schimbat ceva în mentalitatea faimoșilor? Simt ei că pot câștiga de data asta? Să vedem! Războinicii cu siguranță nu se vor lăsa, iar în aceste momente iau distanță. Ema și Lola se știu bine deja. Contează, cum vă spuneam, cât de bine poți colabora cu al tău coechipier. Ema s-a apucat de puzzle. Rapid, Ema, așa, bravo! Bine, 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 Ruby. Să vedem dacă Ruby și Asiana bine, bine, bravo, pot recupera. Haide. Și pot demonstra mijloc, micuța, sus, sus, sus! Că își doresc această victorie. Așa, Ruby, bine! A terminat Ema, smulge cubul. Asiana îi dă indicații lui Ruby de pe margine. Cum să nimerească piesele mai ușor. Războinicele au ajuns la o nouă stație. Distanța este destul de mare. Hai să vedem acum cum reușesc să treacă prin labirint războinicele. Au trecut. Trebuie să urce și Ruby să ia noul cub. Războinicele au ajuns la ultima stație. Ultimul cub depus pe targă. Lola ține în echilibru targa. Nu a fost lăsată prea bine. Hai, hai, hai că merge, hai că merge. Da, jos, 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 jos. Bine, bine, bravo, hai. Hai că bine, 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 bine. Bravo, bravo, hai, hai. Sunt în urmă faimoasele, dar vedem la final. La final, proba de îndemânare, unde nu trebuie să ratezi. Arunci de două ori și pur și simplu dobori totemurile. Doar atât trebuie să aibă în cap concurentele. O aruncare, un totem. Emanuela începe să construiască turnul. Cuburile trebuie puse în ordine. Are 4 cuburi puse. Ajunge și Ruby la ultima stație. Aruncă și ea cuburile spre masă. A terminat un turn, Ema. Mai are 2 cuburi de pus. Și apoi totemurile. Și poate arunca. Dacă nu ratează, de prea multe ori va aduce un nou punct echipei ei. Să vedem. A pus totemurile, Ema aruncă deja. Ruby încă are de construit turnurile. Aruncă Ema, reușește din prima. Și a doua aruncare, să vedem, ratează Ema. Ratează de mai multe ori. Ruby termină primul turn.
Încă mai are șanse. Încă mai are șansa. Nu că Ema ratează din nou. Reușește Ema acum 2-2. Luptă stânsă de data asta. Bine, bine, bravo, 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 perfect. Revenim, revenim, bravo, 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 am vorbit mult pe traseu. Bine. Asta e cel mai important, asta e cel mai important. Da, da, e 2-2 deocamdată. Hai, lasă, hai, că mergem. Respiră. Suntem în joc. Categoric. 2-2. Ok, egal. Nu trebuie să urci toate scrierile. Mai pe la jumate, te intii și mai bravo. E grea aia pentru noi, da. De exemplu, pe Lola o auzeam de aici acum o oră aia. Nu, nu mă uitați. Nu, nu, nu uitați că trebuie toți de noroze pe ăștia. Am comunicat. Da, da, da. Nu doar eu. Da, da. Se încing spiritele în arena Survivor România. Forțe proaspete joacă de la faimoși Raul și Ghiță, iar de la războinici Cornel și Andrei. 3, 2, 1. Cei mai buni sportivi din competiție sunt cei care au cea mai multă energie în momentul de față. Să vedem cine va câștiga acest duel. Sunt bară la bară. Drag de ei, se încurajează. Au ajuns la pază în același timp. Să vedem care va avea mintea mai limpede. Raul și Cornel se confruntă pentru prima dată. Au plecat aproape în același timp. Da, se vede, se vede că trag de ei. Chiar își doresc să câștige, chiar se vede energia lor. Au plecat faimoșii. Cornel are o mică problemă, acolo pleacă și el. Ultima stație pentru faimoși. Războinicii au scăpat, au scăpat cuburile de pe targă. Din nou le-au căzut cuburile, din nou le-au căzut cuburile, au o problemă de echilibru acolo cu targa. Raul a ajuns deja să înalțe turnurile. Cornel mai are. De-abia acum recuperează ultimul cub. Trebuie să găsească echilibru pentru cuburile de pe targa lui. Raul termină primul turn. Mai are 3 cuburi de pus, 2 acum. Începe și Cornel. A terminat turnurile. Faimosul. Totemurile acum și aruncările. Să vedem ce face. A dărmat tot turnul. A dărmat tot turnul. Raul trebuie să-l reconstruiască. Iată cum se restabilește egalitatea. Aruncă din nou Raul. Dărâmă din nou tot turnul. O iată la zero. Iată-l pe Cornel în fața primei aruncări. Are avantaj în fața lui Raul. A căzut și turnul lui Cornel. Reușește Raul să dărâmă un totem. Ce momente tensionante! Ce momente tensionante! Dărâmă Raul din nou un turn. Reușește! Nu! Nu, trebuie să dărâme Cornel un totem. Totemul 1 a căzut. De vânt reușește Raul până la urmă.